dată. Bună, dragii mei, deocamdată ne vedem doar în această formă și vreau să vă prezint astăzi. Eu am pus și PowerPoint-uri, dar parcă e mai bine să mă auziți și pe mine vorbind. Deci vorbim despre rețelele astea de transport. Da? Cu unele clase am reușit să discutăm despre rețelele de transport și am spus că, în general, rețelele de transport sunt de două feluri. Adică au, de fapt, două părți. Au căi de transport și mijloace de transport. Deci căile de transport sunt liniile, iar mijloacele sunt vehiculele cu care se realizează acest transport. Rețelele de transport. Avem transport terestru, naval, aerian și transportul special prin conducte sau pe cabluri. Căile de transport rutier sunt drumurile. Și știți prea bine că la un drum, acolo unde se circulă, unde circulă vehiculele, se numește parte carosabilă, iar unde circulă pietonii se numește trotuar. Ecartament este un termen destul de folosit în partea asta de drumuri și se referă la lățimea, dacă vorbim la mașină, este lățimea mașinii de la linia centrală a roților până la osie, iar la căile ferate este distanța dintre fețele interioare ale celor două șine de cale ferată. În România, ecartamentul este 1435. Avem mai mic un pic pentru metrou, dar avem și căile ferate istorice cu ecartament îngust sau cele cu ecartament larg tipi rusesc. Rețelele de transport terestru se împart și ele în două feluri. Rețele de transport rutier și rețele de transport feroviar. Rețelele de transport rutier avem local, interurban, național sau continental. Aici aveți o prezentare a felului cum arată un drum, că ce înseamnă partea parosabilă, ce înseamnă acostamentul, ce înseamnă o rigolă, care ar fi zona de siguranță a drumurilor. Vedeți, aici, în această zonă, aici sunt rigolele. Fiecare drum ar trebui prevăzute cu rigole și un pic înclinat ca să nu se acumuleze apă și să se inunde șoseaua. Aveți drumuri în genul de străzi. Avem drumuri folosite ca străzi, avem drumurile comunale, avem drumuri naționale, avem și drumuri europene, autostrăzi, avem și noi autostrăzi. Ce înseamnă noduri? Nodul fie sunt stațiile unde pasagerii urcă sau coboară, fie sunt acele zone în care pur și simplu parchează autovehiculele, se realizează activități de coordonare a transportului, se vând bilete de călătorie, se concepe orarul de drum. Terminalul înseamnă un capăt de linie. Căile de transport feroviar pot fi situate uneori pe sol, iar uneori în subteran și câteodată sunt făcute deasupra pământului, da? Sau că pot fi, cum e mai nou, în canalul Mânecii, sub apă. Căile de transport feroviar la sol, v-am pus câteva imagini să vedeți ce înseamnă suprateran. Sunt acele viaducte pe care se poate circula. Aici aveți noduri și gări pentru triaj. Aici avem terminale, punctele finale, în general pentru transportul feroviar se numesc gări. Căile de transport naval sunt rutele fluviale, rutele marine, canalele navigabile. Căile de transport aerian sunt culoare de zbor, mijloacele de transport fiind avioane, iar căile de transport speciale sunt cele care se realizează pe conducte sau pe cabluri. Deci am vrut un pic să vedeți și voi ce înseamnă acest transport. Săptămâna viitoare vom discuta despre semne de circulație, educație stradală și peste încă o săptămână despre buget. Mi-e dor de voi și sper să ne vedem cu bine. La revedere!